salutare, dragii mei, care ați ales numărul 2, adică ați fost atrași de acest grăsunel, de acest frumușel, de acest cristal de cuarț. Haideți să vedem ce anume se termină și ce anume începe pentru voi datorită acestor energii minunate care vin odată cu deschiderea portalului Leului pe 8-a 8-a 2020. Interesant, dragii mei, se pare că pentru unii dintre voi care ați fost atrași de acest cristal, se termină o perioadă de, și am să tai în carne vie, de minciuni. Se termină o perioadă de minciuni, de măscuțe, ca să spun așa. Avem cavalerul de săbi în poziție întoarsă și această carte a politicii, a măștilor, a șarpelui. Se termină niște chestii pentru care voi erați îngrijorați, aveți această carte de mesaj de îngrijorare, dar vă văd pe voi reprezentați aici, văd energia voastră care era îngrijorată de această situație. De ce îngrijorată? Pentru că unii dintre voi simțeați că este ceva putre de la mijloc, unii dintre voi simțeați că lucrurile nu sunt tocmai așa cum trebuie să fie. Unii dintre voi, dragii mei, chiar cred că țineați un jurnal, vă scriați acolo îngrijorările, vă scriați gândurile sau poate tocmai din faptul că nu trăiați viața la intensitate maximă în această legătură, în această conexiune, parteneriat, relație, ce-o fie acolo. Ați fost împinși să vă exprimați latura artistică, să spunem, să vă așterneți mai bine cu sufletul pe hârtie. Poate unii dintre voi scrieți poezii sau cine știe ce scrieți pe acolo, ambele cărți vorbesc despre acest lucru de Regina de Pergamente. Și această carte, ea se numește Restlessness, o stare de agitație, de neodihnă, dar vorbește despre a-ți așterne gândurile pe hârtie. Și simt că ați fost împinși într-un fel sau altul să faceți acest lucru. Bun, se termină. Așa cum am spus, se termină o perioadă în care aveți cartea de grounding, de împământare. Nu că se termină împământarea, stați vă liniștiți. Cu această carte simt că ați fost într-o perioadă și poate în această relație în care a trebuit să fiți foarte ancorați în 3D. Mă scuzați. Și poate... Și poate nu erați lăsați să vă exprimați liber. Nu erați lăsați să vă exprimați vocal și atunci trebuia să scrieți, să vă scrieți durerea, poate să vă scrieți ideile, să scrieți visurile sau cum se zice, visurile, whatever, să vi le scrieți acolo în agenda voastră, în jurnalul vostru, pentru că această persoană, partener, parteneră, ce este acolo, reprezentată de energia carului, simt că a fost o persoană care își impunea voința asupra voastră și impunea ideile. Trebuia să mergeți unde vroia această persoană, să faceți ce vroia această persoană. Nu prea, nu vă lăsați să vă exprimați liber, cel puțin nu în fața acestei persoane și nu aveați altă variantă decât să vă exprimați în scris. Asta simt, asta vă spun. Dar această persoană, vă spun foarte clar și voi ați simțit acest lucru, nu era tocmai o persoană onestă și o să aflați acest lucru, da? Vine această schimbare, a change in the wind, care eu o asociez cu cartea turnului, vine această schimbare și se dărâmă situația. Ce se termină, se spune foarte clar. Cartea justiției, aici se numește Truth, și cartea căsătoriei. Fie că se termină o căsătorie, fie că se termină un parteneriat de lungă durată, că este de amor sau nu este de amor, nu contează, este de lungă durată. Asta se termină, dar se termină pentru că, v-am spus, acolo au existat niște minciuni, acolo au existat niște măști purtate, lucru pe care mulți dintre voi l-ați mirosit, l-ați dibuit. Nu exista onestitate, nu exista corectitudine și mai presus de toate exista și o formă de invidie. Persoana asta de lângă voi, reprezentată de energia carului, de ce încerca să vă controleze, de ce încerca să-și impună ideile, dorințele și mai departe, pentru că vă vedea pe voi cum străluciți, era amenințată de puterea voastră, de strălucirea voastră. Persoana asta, dragii mei, stă în umbră, stă în această peșteră și vă invidiază și nu vrea să vă lase să străluciți. Și o să vedeți lucrul ăsta foarte clar, o să înțelegeți lucrul ăsta foarte clar, dragii mei, în momentul în care
pică masca în momentul în care veți vedea adevărata fața acestei persoane. Și iată că vine energia portalului lui Leu, Leului, și vă arată acest lucru. Vine cu această lumină, vine cu aceste coduri, această energie și vă luminează și vă ia această persoană, îmi vine să spun, da? Cum se destramă acest turn, această căsuță de pe zebră, ce Dumnezeu, da, zebră, așa o să șteargă această relație din calea voastră, din viața voastră, pentru că nu își mai are rostul, nu mai reprezintă o chestie de care voi să beneficiați. Categoric, nu întâmplător ați fost în relația asta. Categoric, ați avut ceva de învățat, nu-i dați cu buta în cap aceste persoane, încercați să înțelegeți de ce ați fost acolo și luați lecțiile pe care le aveți de luat din acea relație, de să nu vă pară rău, să nu vă ajungeți voi la sentimente de vinovăție și pumni în cap, că vezi, dragă Doamne, m-a mințit, a făcut... Important este că se duce, important este că vă ajută această energie a portalului Leului să vă eliberați de așa ceva. Pentru că nu era pentru voi, v-am spus, vă ținea jos, vă ținea la nivelul ăsta de 3D. Nu văd aici, nu simt această conexiune a sufletului vostru, expansiunea sufletului vostru. Nu era să lăsați să faceți acest lucru decât poate pe furiș, când unii dintre voi vă așternați acolo pe hârtie ideile și așa mai departe ce făceați voi. Într-un mod artistic și plăcut, evident. Ce apare? Ce se întâmplă după? Da? Ceva dispare, ceva apare. Of, Doamne, foarte frumos. Continuați să scrieți. Mulți dintre voi cred că aveți talentul ăsta. Asta se numește cartea strategiei, dar văd această pană, văd această foaie și mă duce cu gândul tot la scris. Poate sunteți scriitori, poate sunteți poeți, poate sunteți profesori, cine știe. Este ceva legat de scris la mulți dintre voi în această energie colectivă pe care am accesat-o acum, cei care ați ales numărul 2. Veți continua să scrieți, dar veți scrie altă poveste. Veți scrie altă poveste cu totul altă energie, ceea ce este foarte frumos. Se simte această detașare. Se simte aer proaspăt care vine peste voi și nu vine singur acest aer proaspăt. Vine și cu o persoană, dar până ajungem la acea persoană, mergem la această carte de self-love, la iubire de sine. În sfârșit veți ajunge să vă iubiți, în sfârșit veți ajunge să vă apreciați, să înțelegeți cine sunteți cu adevărat, să vedeți talentul pe care îl aveți acum și să-l puteți exprima și liber. Inima voastră va prinde aripi, inima voastră va fi în echilibru între masculin și feminin, da? Între mental și, între rațional și emoție. Este exact în mijloc. O inimă liberă, pentru că voi sunteți, simt un spirit liber, sunteți mulți dintre voi, poate sunteți artiști, aveți chestia asta, vreți să vă exprimați, iată, asta va aduce portalul, vă ia treaba asta deoparte de control, de minciuni, de măști care pică și va aduce această libertate de exprimare, va aduce acest lucru pe care voi vi-l doreați și care vă va duce la ascensiune. Veți ajunge, dragii mei, on top of the mountain, exact pe vârful muntelui. A doua carte mi-atrage atenția. De ce? Pentru că vorbește tot de munte. Dragii mei, din acest moment, din acest punct, veți urca. Nu vă mai poate opri nimic. Doar, vreau să spun, doar cerul e limita. Nici măcar cerul nu este limita. Mintea voastră este limita. Dar, în fine, așa se spune, cerul este limita. Veți urca și veți urca și veți ajunge on top. Veți ajunge în vârf. Veți crea din acest moment niște fundamente foarte stabile. Că este vorba de parteneriat, că este vorba de job, că este vorba de o nouă iubire, vedem imediat, va fi ceva stabil, va fi ceva de nezdruncinat, ceva pentru o lungă perioadă de timp, cel puțin. Veți ajunge, dragii mei, la starea... Haideți să nu exagerăm, dar vă rog, de ce nu unii dintre voi veți ajunge la seara de maestru? Ce înseamnă asta? Finally, și mă roagă să ridic și această carte. Aici unde se termină perioada de grounding, de plan 3D, de a sta în grijile și în lumea asta de zi cu zi, iacătă ce vine peste voi, vin planurile superioare, această legătură, conexiune între chakrele superioare, dar începând de la chakra inimii până la această chakra coronă, veți avea voi din nou această conexiune, pentru că ați mai avut-o și asta știu foarte clar.
veți simți din nou puterea Universului, veți simți din nou această binecuvântare a Universului care se revarsă peste voi și se mai revarsă peste voi cu ceva și anume cu asul de cupe și cu pajul de cupe, iată, vine cineva către voi cu o ofertă de amor sau parteneriat, de ce nu? Și cine vine către voi, dacă pot să iau cartea, vă și arăt, se pare că este vorba despre o persoană matură, fie că este mai mare de, ca și vârstă decât voi, sau este o persoană cu experiență, este o persoană care călătorește foarte mult sau care, nu știu, fie în interes de serviciu sau pur și simplu se plimbă pentru că îi place și își permite să se plimbe, o persoană care a trecut prin multe prin viață și are maturitatea emoțională necesară de a fi într-o relație de lungă durată. Asul, bine, aici este energia masculină Yang, dar este și asul de bâte care îmi arată și îmi sugerează că începe și o chestie de pasiune. Și în ceea ce veți scrie voi, în exprimarea voastră artistică, dar și prin această iubire și prin această conexiune, vine cu pasiune. Aveți asul de cupe și asul de bâte. Se poate referi, evident, și la chestii profesionale, că veți începe o ceva nou care vă face plăcere, vă încânte sufletul, vă... Vreau cuvinte! Vă aprinde această flacără a pasiunii pentru ceea ce faceți voi. Doamne, ce greu era! Da? Bun, foarte bine! Și aveți și cartea de honeymoon care arată că veți pleca... Nu neapărat într-o lună de miere, dar veți pleca într-o călătorie, poate cu această persoană sau cu cine vreți voi, în care vă veți simți foarte bine. În care nu vă veți mai face griji că sunteți mințiți. Veți fi, simt, așa cum am spus, este o gură de aer proaspăt. Este o chestie în care vă simt că puteți urla așa din toți rărunchii că sunteți liberi, că vă puteți în sfârșit exprima liber. Și poate chiar veți pleca peste o apă undeva mai departe, mi-atrag atenția acest glob și apa. Nu se știe niciodată unde plecați, important este că vă simți foarte liber după acest moment de portal al leului, care vine și face această curățenie și vă pune pe voi în această poziție de maestru, în această poziție de exprimare, în această poziție de... pasiune, de foc, de acțiune. În sfârșit veți acționa, în sfârșit veți acționa, dar veți acționa voi. Nu vă vor mai fi impuse acțiunile, nu vă vor mai fi impuse gândurile, ideile și așa mai departe. Sus cu voi, dragii mei, sus cu voi, pentru că aici vă este locul. Nu jos, acolo unde ați văzut mai devreme, aici sus. Aici trebuie să fiți și aici o să fiți. Asta știu cu siguranță. Dragii mei care ați ales numărul 2, frumos, frumos, îmi place ce aduce acest portal pentru voi, îmi place unde vă duce, trebuie doar să conștientizați și să acceptați din tot sufletul această schimbare. Lăsați-o să vină, să curețe ce este de curățat și vedeți voi unde vă duce, pentru că eu din ce simt aici vă duce într-un loc foarte frumos și un loc care este perfect aliniat cu sufletul vostru, cu ceea ce voi vă doriți. Dragii mei, asta a fost citirea pentru voi, aștept comenturile voastre în secțiunea de coment, dacă vreți să stăm de vorbă și în particular știți foarte bine unde și cum să mă găsiți și până data viitoare când ne revedem, regăsim, reauzim la taroscop sau citiri de genul acesta știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc!